O stare de panică se așterne peste întreaga omenire. E pandemie, e război, e sfârșitul. Zic și eu. Este sfârșitul unei epoci și începutul alteia. Totuși, de unde atâta panică? Cine se teme de aceste schimbări? Acesta este subiectul celei de-a doua părți a podcastului Efectul statului în casă. Cu toții observăm schimbările rapide ce se produc pe fondul crizei de COVID-19 și pe bună dreptate ne întrebăm dacă lumea va mai fi la fel după această criză. Răspunsul este categoric nu. Nu va mai fi la fel. Dar de ce? Ce anume se modifică și cum ne va influența viețile? Cei care sunteți abonați la blogul meu și primesc pe e-mail anumite programe pot recunoaște cu ușurință ceea ce vorbesc acum. Într-unul din e-mail-urile trimise ca introducere în Kabbalah, aminteam de un adversar și armele pe care acesta le folosește. Una dintre aceste arme este timpul. Timpul este componenta care modifică realitatea din punctul de acțiune la punctul de reacțiune sau, cu alte cuvinte, durata dintre cauză și efect. Practic, dacă acum lovesc un balon, după o anumită perioadă de timp, balonul ajunge la țintă, fie spărgând un geam, fie dărâmând o sticlă sau ridicând o tribună pe un stadion dacă a fost introdusă în poarta adversarului. E, cu cât timpul dintre acțiune și reacțiune este mai mare, cu atât există șansa ca pe parcurs lucrurile să se modifice. Cu cât timpul este mai scurt, cu atât variantele de modificare a reacțiunii scad veritabil. Adică, dacă cineva decide să fure de la un vecin, variabila timp îi dă posibilitatea să gândească mii de variante și să creadă că nu va plăti pentru fapta sa, decât dacă va fi prins. Așa că își canalizează toată energia și toată atenția pe acest fapt. Să nu fiu prins. El nu se gândește la fapta în sine că este josnică și destul de gravă. Egoismul îi spune că atât timp cât nu ești prins, totul e ok. Acest lucru a făcut ca multe nenorociri să se întâmple și să lase egoismul să își arate partea sa hidoasă. Din cauza egoismului am distrus planeta, ne-am distrus pe noi și încă ne distrugem în continuare. Egoismul a fost cel care a dictat din totdeauna dreptul unor decizii care sfida relația cu celălalt. Nu ne gândim la ce simte celălalt. Nu ne gândim la suferința lui, la nevoile lui, la problemele lui interioare, la ancorele lui, ci toate gândurile sunt îndreptate spre propria persoană. Am auzit chiar și sfaturi pe care o mamă le dădea fiicii spunând că în viață, în primul rând, trebuie să te gândești la tine. Bun sfat. Dar nu pentru epoca aceasta. De ce spun acest lucru? Dacă până acum timpul de acțiune la reacțiune era destul de lung, astăzi acest timp s-a comprimat. Dacă
Până acum, cel care făcea o faptă rea primea plata peste câteva zeci de ani sau poate câteva vieți. Astăzi, primim plata faptelor bune sau rele într-un interval foarte scurt. Și intrăm în epoca în care timpul de reacție va fi și mai scurt. Astfel încât plata acțiunii să vină aproape instant. Pentru fapta rea vei plăti imediat, iar pentru fapta bună vei fi răsplătit imediat. Acest lucru se întâmplă deoarece rezonanța Pământului este mult mai comprimată decât acum câteva mii de ani. Iar despre această rezonanță am scris detaliat în tratatul ezoteric al muzicii, pe care am citat mai mult în podcastul anterior, în ediția numărul 1 al acestei emisiuni. Ceea ce vreau să spun acum este faptul că cei care nu și-au cultivat în ei înșiși valori care să slujească celuilalt, au acum toate motivele să se teamă de situația actuală. Au toate motivele să se teamă de ceea ce va veni. Astfel vine răspunsul întrebării de bază al acestei teme de astăzi, acestei emisiuni, să zic așa. Cine se teme de ceea ce va urma? Cei care au făcut averi călcând pe cadavre, cum s-ar spune, cei care au avut mereu atenția îndreptată spre ei înșiși, vanitoși, snobii, cei preocupați mai mult de imagine exterioară decât de valorile interioare, da, aceștia chiar au de ce a se teme, pentru că portalul deschis înalță omenirea la un alt nivel de conștiință, iar aceștia nu prea își vor mai găsi locul. Se deschid orizonturile unei noi iere, o iere a valorilor interioare, curaj, demnitate, bunătate și mai cu seamă altruism. Pentru cei care își conduc acțiunile cu intenția altruistă, epoca aceasta este o epocă luminoasă. Pentru ceilalți, îmi pare rău să o spun, dar ei o vor vedea cam întunecată. Trăim cam ultimele clipe ale peștelui și intrăm în era vărsătorului. Trăim cam ultimele zvâcniri ale epocii trecute și valorile morale de care vorbeam par a pierde teren. Însă, nu e decât ultima redută. Probabil ați auzit cu toții zicala facerii de bine, ce înseamnă ea, ce este ea. Și totuși, de 2000 de ani suntem învățați să facem bine, să ne aplecăm asupra nevoilor celorlalți. Și cum se face că trăim amărăciunea unei legi nedrepte? Faci bine și ți se întoarce rău. Faci rău și tot bine îți merge. Sau cel puțin așa vedem petrecându-se cu ceilalți. Ne simțim frustrați de întoarcerea celuilalt obraz și nu înțelegem cum se aplică practic învățăturile celui ce a reprezentat avatarul însemnat al epocii peștelui. Vine însă o eră luminoasă, o eră marcată cu aur curățit prin foc. Vine epoca lui. De aceea, unii se tem, altora le radiază fețele. Prea mult au suferit. Când vorbim de altruism, am observat o înțelegere cumva exagerată și eronată pe acest subiect. A fi altruist, cineva crede că înseamnă să fii un fel de Gigi Becali, să dai din stânga, să dai în stânga, în dreapta,
Să dai cu materiale, cu bani, cu ceea ce ai. Nu. Acest lucru poate fi o dăruire egoistă. Poți da din ceea ce ai și să o faci în mod egoist. Dai pentru a arăta ceva, primind ceva în schimb, sau căutând să primești ceva în schimb. Gândirea egoistă. Aici vorbim de gândire, de intenție. Gândirea egoistă versus gândirea altruistă nu este legată de fapte, ci de intenție. Nu spun că nu se oglindește în fapte, ba da, dar poți avea fapte ce pot părea îmbrăcate în bunătatea altruistă, dar în fond să poarte cu sine o intenție pur egoistă. Și poți avea fapte ce par a fi egoiste, dar în fond să fie mânate de o intenție altruistă. Să mă explic. Merg cu mașina într-un oraș aglomerat și ajung la destinație unde trebuie să parchez. Loc de parcare găsesc foarte greu și după o atentă scrutare a zonei, găsesc un loc așa ca pentru două mașini. Așa că virez și intru acolo. Însă poziția mașinii mele ocupă cam mult spațiu, așa că dau puțin înapoi, mă mai aranjez puțin și fac câteva manevre pentru a așeza această mașină mai bine. În dreapta am o persoană, iar persoana spune, las-o așa că e foarte bine. Eu spun, nu e bine. Nu e bine pentru că vreau să mă așez puțin, să mai las un loc și pentru celălalt, pentru altul care va mai veni. Răspuns. Ce-ți pasă ție de altul? Las că-ți descurcă el. Un scenariu simplu în care se arată o gândire altruistă și o gândire egoistă. Următorul tablou. De data aceasta, în timp ce caut loc de parcare, persoana de lângă mine vede o mașină parcată pe două locuri. Nu avem unde parca și imediat vine verdictul. Iată și ăsta. A parcat ca un bou. Nu putea să parcheze și el mai bine, să mai lase loc și pentru celălalt, pentru altul. Iată gândirea egoistă. În prima situație nu contează celălalt. În a doua contează celălalt dacă celălalt sunt eu. Exemple ar putea continua, tot felul de situații în care gândim altruist sau egoist. Dar dacă până acum nu ați cultivat valorile altruismului, faceți-o rapid. Deși, nu știu ce timp mai este pentru aceasta, dar decât a continua să vă temeți de ceea ce va urma, mai bine ați face școala asta foarte rapid. Nu mai este timp. Pe de altă parte, pentru cei cu gândire altruistă, acum e timpul de examen. Să nu vă pară rău pentru valorile pe care le-ați cultivat. Adevăratele comori sunt cele strânse în cer, în conștiință, în dimensiunea unde hoții nu pot ajunge ca să le fure și nici rugina nu le atinge. Cei care și-au pierdut timpul realizând comori ce putrezesc, chiar și-au pierdut timpul. Sunt Eusebiu Voinea. Lightwork care e liberat. Și te invit, dacă nu ai făcut-o încă, abonează-te la acest canal de YouTube pentru că urmează teme interesante și astfel vei fi la curent cu ceea ce va urma cu noile apariții. Pentru libertate, ține